Suntem în luna aprilie, sau mai bine spus, la jumătatea primăverii, iar dacă punem mâna pe calorifere, acestea încă frig. Și cum nu este de ajuns că orașul Constanța are cea mai scumpă gigacalorie, 250 de lei, reprezentanții Radet anunță că nu vor opri furnizarea agentului termic decât atunci când, după 3 zile consecutive, temperatura media aerului exterior va depăși 10 grade Celsius între orele 18 și 6 dimineața. După ce va fi oprită căldura, regia autonomă de distribuție a energiei termice va continua să distribuie doar apă caldă de consum. Nici meteorologii nu vin cu vești bune. În următoarea săptămână, temperaturile minime nu vor depăși 9 grade, ceea ce este posibil ca și luna aceasta, constanțenii să plătească facturi mai mari la întreținere.